Medium Rare cu Adi Hădean la Europa FM. Medium Rare la Europa FM, invitatul meu de astăzi e celebru, adică a fost celebru pentru o perioadă, nu mai știu cât de celebru este astăzi, dar știu că este pus pe treabă și ăsta e motivul pentru care l-am invitat azi aici, pe Andrei Voica, câștigător Masterchef. Bine venit, Andrei! Bine v-am găsit! Cum ești? Foarte bine! Sunt cu noi proiecte de viitor. În primul rând mă bucur că pentru invitație, e o onoare pentru mine să fiu alături de dumneavoastră. Da, și asta o știți. Sunt foarte bine. În luna aprilie, la începutul aprilie, voi deschide primul meu restaurant în Craiova. Bravo. E o investiție mare? Este. Este o investiție mare. Adică mie mi-a arătat imaginele de acolo. Locul este foarte elegant. Nu te sperie să deschizi un loc foarte elegant? Nu mă sperie. Provocările astea pe mine nu mă sperie. Așa cum am arătat, eu cred că și în timpul concursului sunt o persoană cu un caracter puternic. Ești foarte decis. Și hotărât, da. Eu am văzut că după ce ai terminat concursul, n-ai stat pe bani, cum se zice, ci te-ai plimbat. Ai fost ba la Madrid, ba în Germania. Ce ai făcut? Da, imediat după concurs am început, așa cum am spus, să acumulez cât mai mult. Nu? Am plecat în Germania, am făcut meniul la un restaurant din Germania, la 100 de kilometri de Dortmund. Mi-a plăcut foarte mult proiectul, pentru că era și este un restaurant pe malul unui lac, foarte frumos, într-o pădure, care poate să fie oricând un restaurant de cel puțin o stea Michelin, la cum arată. Colaborez cu un restaurant din Spania. Am plecat, am făcut școala de bucătari profesioniști la Madrid, m-am plimbat. În Italia, la fel, am făcut școala la Barilla de paste, nu? Foarte bine. Da. Încerc să acumulez cât mai mult și să pun în practică ceea ce am învățat și experiența pe care viața m-a dus până aici. Cum ți se pare că privesc străinii schimbul ăsta de informații din bucătărie față de ce se întâmplă în România? Sunt sigur că în mintea ta există o comparație. Pentru că ai apucat să vezi și ce e aici și ce e pe la alții. Da, cel puțin în Spania, pentru că cu ei colaborez mult mai mult, am 9 ani deja de Spania și tot timpul mă întreabă. Sunt puțin reticenți în ceea ce privește gastronomia noastră, pentru că nu știu foarte multe. Îi înțeleg. Nu, dar mă refer la relația pe care o ai tu cu ei, dacă te duci să lucrezi într-o bucătărie. Te primești bine? O, sau? Da. Cel puțin în Spania sunt chiar foarte bine văzut. La Madrid, cred că anul viitor o să am posibilitatea să concurez ca și bucătarul anului în Madrid. Prin relațiile pe care mi le-am făcut până acum, prieteni, am foarte mulți prieteni, șef bucătari buni ai Madridului și atunci aș putea să concurez la bucătarul anului în Madrid. Te bat la tot felul de chestii de felul ăsta. Da, cum să nu. Îmi plac foarte mult, îmi plac concursurile, îmi place competiția și îmi place bucătăria, ceea ce e cel mai important. Iar cel puțin spaniolii, pe noi, ca și persoane în bucătărie, ne văd bine. Ne văd bine. Ei, românii cam muncesc când se duc pe afară. Nu prea comentează, muncesc mult și ascultă ce li se spune. Da. Mai ales că noi suntem și o nație de persoane care inovează, nu? Care sunt tot timpul inventivi, care ne pricepem cam la toate. Da, asta nu știu dacă e neapărat cel mai bun lucru care ni se putea întâmpla, știi? Da, așa e. Că dar devine complicat să te specializezi în ceva. Ce fel de bucătărie vrei să faci la restaurantul tău din Craiova? La restaurantul meu o să fie o bucătărie internațională, adică câte puțin din fiecare. Îmi place foarte mult bucătăria asiatică, ceea ce o să introduc și produse asiatice în restaurantul meu. Crezi că e pregătită Craiova? O voi pregăti eu, dacă nu e pregătită. Trebuie să fie cineva, eu am spus-o tot timpul, pentru că sunt persoane care spun, da, dar noi suntem învățați. Nu, așa ați fost învățați. Trebuie să ieșim din tiparul ăla de... Nu. Trebuie să fie cineva care să facă pasul ăla. Și atunci m-am gândit că trebuie să avem și noi o bucătărie cu care să ne mândrim. Nu știu, vreau ca restaurantul meu să fie un punct de reper. Să fie, băi, la Craiova ce avem? Păi avem restaurantul ăsta. Și atunci la asta m-am gândit, vreau o bucătărie internațională, vreau un meniu al zilei, dar gătit corect, da? Și mă acces foarte mult și pe tapasuri. Pentru mine tapasurile este o experiență gastronomică foarte, foarte frumoasă, foarte bună și unică, pentru că îți dă posibilitatea să deguști mai multe preparate dintr-un a la carte. Da, plus că adică dacă
înveți să faci asta bine, practic tu nu mai ai niciun fel de pierdere în bucătărie. Așa este, da, da, da. Adică mie, din perspectiva asta mi se pare foarte interesant și eu nu reușesc să înțeleg de ce într-o țară ca România, că până la urmă și noi suntem aproape la fel de latin ca spaniolii, nu am învățat să facem lucrul ăsta. Da. Noi suntem mai perisipă puțin. Da, așa este. Și restaurantele pe care le-am văzut în Craiova, se aruncă foarte, foarte mult. Aruncă foarte mult. Asta poate și pentru doare, că țintesc oamenii destul de sus de, știi, și nu sunt capabili să sară până unde și-au pus prăjina. Așa este, așa este. Asta ține de, și de personalitatea și caracterul fiecăruia. Asta am spus și după câștigarea concursului. Ok, bun, ai câștigat concursul ăsta. E foarte bine, e ok, gata, lasă-l. El a trecut. Acum depinde de tine ceea ce vrei să faci. Vrei să fii top și să-ți țintești, așa cum ai spus-o și tu, mai sus? Da. Da. Pregătește-te pentru asta și... Având relația asta pe care o ai cu Spania de atâția ani, nu ți-a trecut prin cap să încerci să faci tu ceva micuț al tău acolo, într-o zonă, hai să zicem, mai prietenoasă cu gastronomia? Că totuși în România sunt foarte multe, multe provocări și destul de mari. Ba da, m-am gândit foarte mult. Chiar mi-au și propus eu cu restaurantul unde eu l-am condus, nu? Ultimul restaurant înainte să vin la Masterchef. Am avut o relație și am o relație în continuare foarte bună cu cei trei asociați de acolo. Mi-au propus să fiu și asociat chiar. Dar parcă, nu știu, gândul meu tot timpul era acasă, erau deja 9 ani, vreau să fac ceva la mine în țară. Eu când am plecat afară, am plecat nu foarte bine. Și atunci parcă era dorința aia să mă întorc, știi, victorios. Uite ce am făcut, pe ce eu am plecat nu foarte bine, nu? Și asta mă refer pe plan economic, pentru că nu aveam o stabilitate așa de bună. Ba da, dar să știi că nu este foarte ușor, mai ales la Madrid. Chiriile sunt foarte mari. Ok, tu ca și produse, da. Sunt accesibile. De ce? Pentru că ai peștele la îndemână, ai fructele de mare, ai legume, ai tot ce trebuie. Dar chiriile sunt foarte, foarte mari. Chiar și o locație mică. Și atunci te trage puțin în jos. Găsești producători locali interesanți în Craiova sau pe lângă? Da, sunt și nu sunt, adică poate că sunt eu mai exigent, dar sunt producători care, din câte mi-au, meniul pe care eu l-am arătat, mi-au spus că îmi pot aduce cam ceea ce vreau eu. Mie mi se pare, adică cred că, nu știu dacă e neapărat datoria noastră, dar cred că este în interesul nostru de bucătari să forțăm întotdeauna într-un fel producătorul și să-l forțăm inclusiv oferindu-i bani pentru munca lui, să producă ceva de ce avem noi nevoie, știi? Așa este. Altfel, piețele să fie pline întotdeauna doar de acele 3 soiuri de cartofi și 2 soiuri de roșii, într-o lume în care varietatea e foarte, foarte mare, adică sunt mii de soiuri de cartofi pe planetă, mii de soiuri de roșii, așa mii de soiuri de ardei. Noi ne întâlnim doar cu 2-3 pentru că pe astea le cumpără omul de acasă, în și general. Și pe astea le știm. Da. Dar pe astea le cunosc. Din fericire pentru noi ca restauratori sau ca bucătari, nu-i musai să facem doar ce știm de acasă. Adică nu oprește nimeni să încercăm și altceva. Așa este, da. Pentru mine producătorul sau distribuitorul este foarte, foarte important. Eu îl consider ca un asociat al meu. Așa-l văd. Apropo de asociați, eu am văzut după concursul ăsta la care am participat amândoi, da, și da, da. Tu într-o parte, eu într-o parte. Am mai văzut încercând concurenți, au fost concurenți încercând să se asocieze după încheierea concursului și să facă ceva împreună. Nu am observat vreo reușită notabilă până acum. Tu ai făcut lucrul ăsta sau ai încercat să faci asta? Am încercat, însă, uite, eu am rămas prieten foarte bun cu Cristi, cu Claudiu, Florin. Chiar avem o relație foarte, foarte strânsă și vorbim săptămânal. Dar nu faceți business telefon, împreună. Dar nu facem business împreună pentru că suntem din orașe diferite, Claudiu Cluj, eu Craiova... Și cam atât, dar am rămas în relații foarte bune, chiar pe Cristi aș vrea să-l iau cu mine în București.
bucătărie și să fie mâna mea dreaptă, pentru că este o persoană care... E un tânăr talentat. Și da. Dacă apeși un pic pedala cu el, s-ar putea să scoți foarte mult. Așa este. Dintre foștii concurenți la Masterchef, Tudor, care a fost cu un sezon înaintea ta, băiatul din Cluj, el lucrează foarte mult în bucătărie astăzi, mult, adică în ultimii 3 ani a progresat, în ultimii 2 ani a progresat enorm. Și lucrează alături de Ciprian Tătaru, au lucrat împreună la Cluj, la Deva, acum au deschis un restaurant foarte frumos în Timișoara. Foarte bine. Cu trafic mare, cu mâncare foarte bună. Și el e foarte tânăr, dar a prins asta, adică îi place meseria și poate să... El acum poate să conducă singur o bucătărie, știi? Foarte și eu sunt convins că și Cristi poate să ajungă acolo dacă îi se oferă ocazie. Da, eu asta și vreau. Asta și vreau, o persoană de încredere care să fie lângă mine și să ne gândim la viitor, pentru că eu știu foarte bine că investiția pe care o voi face anul ăsta este mare și nu mă gândesc la câștiguri, la cel puțin anul ăsta știu foarte bine că nu am cum să mă gândesc la câștiguri și atunci investiția e ceva de viitor pentru mine. Nu vreau să mă opresc aici, adică mă gândesc și la alte concepții pe care le voi spune pe viitor, mai mici. Da? Zona asta de street food te atrage? Da, ceva de gen. Da. E o nișă bună, da, și care începe să se dezvolte la noi. Și tot pe tapasuri mă gândesc, tot pe niște sandvișuri foarte bine lucrate, corect. Adică eu tot timpul spun, corect. Nu trebuie să filozofezi în bucătărie, nu dă gust. De asta îmi place foarte mult bucătăria spaniolă, pentru că lucrează cu niște produse pe care, așa cum ai spus-o și tu, le avem și noi. Dar dau gust. Dau gust. Lucrează cu bucătăria aia tradițională, boiaua pe care și noi o avem și așa mai departe. Produse care le găsim și în comerț și acasă. Dar dau gust. Adică nu că poate. Eu simt că pentru noi în țara asta, ca gastronomie, poate că este mult mai important să începem să învățăm, de fapt, cum e cu mâncarea înainte să începem să scriem poeme în farfurie. Știi? Și toți suntem șefi acum, știi? Da, asta nici măcar nu e chiar atât de grav, că dacă fiecare e șef pe tarlaua lui și își face treaba bine, eu chiar n-am nimic cu asta. Da. Adică, uite, eu nu sunt un bucătar cu foarte multă școală, sunt un bucătar cu foarte multă meserie și școală în câmpul muncii, știi? Adică nu simt nevoia ca oamenii din jurul meu să aibă școală, dar în același timp simt nevoia să mă înconjur de oameni care sunt mai bine pregătiți decât mine, știi? Și nu pentru că nu sunt sigur pe ce am de făcut, ci pentru că îmi place să pot să mă întorc cu spatele oricând și să știu că nu mi se arde mâncarea. Bravo, da, așa este. Eu așa gândesc și de asta încerc să aduc pe lângă mine oameni care au mai întâi pasiune, știi? Dacă îți place foarte tare să faci mâncare, înveți. Tehnica o înveți. Asta nu e așa o mare jumecherie. Așa este, așa este. Adică sunt atât de multe tehnici de gătit mai vechi sau mai noi, în zona asta se inovează foarte mult, deși nu pare, nici n-ai cum să le știi pe toate, dar poți să înveți orice. Adică în mintea mea, dacă un om a făcut un lucru, înseamnă că și alți oameni pot să facă. Așa este. Știi? Da. Orice a învățat cineva, poate să învețe și altcineva, știi? Da. Adică ține de determinare, dar dincolo de asta trebuie să fie pasiunea pentru obiectul muncii tale. Pentru ceea ce faci, până la urmă, că poți să fii... Da, am văzut că acum mergeți foarte mult în Spania, în Barcelona, am văzut... Da, mă duc în tot felul de locuri și eu. Chiar înainte să vii tu, vorbeam cu unul dintre partenerii mei să plecăm într-o excursie la Madrid și la Sevilla peste 10 zile. Să vedem, să explorăm zona asta de vită spaniolă, pentru că și ei au vită foarte bună. Foarte bună, da. Au rase care pot să concureze liniștit ca valoare din punct de vedere gustativ cu Kobe, care chiar pot să bată Kobe în multe situații. Acum am tot văzut, știi? Da. Și vită de aia, și vită de aia. Da, așa este, da. Am gătit și cu Kobe. Pentru mine, Kobe, prima experiență a fost fantastică, după aia n-a mai fost chiar atât de fantastică, pentru că, în realitate, eu care sunt super, super mișto, dar nu mi oferă, adică eu prefer mai mult gust, știi, din cadă. Nu sunt neapărat mare fan al frăgezii. Kobe, până la urmă, e o experiență. Da, este. Adică, ok, hai să o probăm. Da, trebuie să provezi, să știi cum sunt ca lucrurile, și restaurantele de stele Michelin. Până la urmă trebuie să mai și mâncăm ceva, știi? Da. Exact ca și restaurantele de stele Michelin. Pentru mine sunt o experiență, e ceva ok. Hai să vedem cum este. Mă întrebau persoane din presă pe când la noi un restaurant sau un bucătar. Da, sigur, acum presa pune întrebările astea, pentru că vine un... Adică e la modă, știi? E la modă să fie subiectul ăsta în discuție și...
din nou, nu mă deranjează că apare întrebarea. Cred că e bine că apare întrebarea, pentru că dacă punem întrebarea destul de des, ar putea să ne vină idei. Dar, nu știu, perspectiva mea e că în continuare mai trebuie să mergem un pic cu picioarele pe pământ și să ne punem aripile mai târziu. Da, noi în primul rând, exact cum vorbeam despre distribuitori. Primul rând, nu suntem atât de bine dezvoltați să avem distribuitori ca să ai un restaurant de stele Michelin. Un restaurant de stele Michelin, cam 80% din pregătire este proaspătă. Îți vine dimineața. Da, da. Pe când la noi încă nu avem posibilitatea aia, să spunem așa, să ai un restaurant de Și din nou, vorbim despre gust, că eu am avut norocul de a mânca în multe restaurante de felul ăsta în ultimii ani. E una dintre preocupările mele, adică investițiile mele în mare parte în școlarizarea proprie înseamnă că mă duc la un restaurant de felul ăsta, că e recomandat de ghid, care o stea 2 stele, 3 stele, mă duc, mănânc, vorbesc cu șeful, stau acolo, vorbim despre mâncare, vorbim despre concepte, analizăm tot felul de lucruri și am învățat multe despre gust. Noi nu facem asta la nivel de restaurație mare, încă nu suntem atât de preocupați de gust, pentru că dincolo de a fi preocupat de ce fel de farfurie folosești sau pe ce pui mâncarea, ce formă îi dai, există preocuparea asta pentru gust, da, pe care noi încă nu avem chiar atât de... Adică noi avem bucătărie românească cu gust, dar nu și-a bătut capul nimeni să o cizeleze. Știi că tot apare reinterpretarea bucătăriei românești. Asta e altă poveste care apare des și eu mă socotesc că să pui sarmaua să stea în picioare și să o umpli cu corcodușe nu înseamnă că o reinterpretare. Da, așa este, așa este, da. E puțin diferit, adică e un pic mai subtilă chestia asta. Sau fine dining-ul. Da. Cumperi o farfurie frumoasă și pui câteva elemente și e fine dining. Da, nu știu, stăteam la discuție cu una dintre colegiile mele, că eu am aici un atelier și el lucra să fac o prezentare și scrie acolo că facem nu știu ce fine dining și am zis, hai să nu scriem că facem fine dining, hai mai bine să zică omul ăla care vine să mănânce dacă la noi e fine și... dining sau să zică, da, e bă, a fost bun. Fine da. Sau n-a fost fine, știi? Explozie. A fost fine sau n-a fost fine, lasă pe oamenii să decidă, nu? Eu nu vreau să afirm că fac fine dining, eu vreau să... Păi eu fac mâncare, că îmi place să fac mâncare cu gust și apoi cât e de faină, ea decizi tu când ai mâncat, știi? Da, așa este. Cred că așa ar trebui să punem problema. Da, așa este. Adică zona de educare a pieței trebuie să înceapă în primul rând cu educarea noastră către a fi cinstiți, știi? Da, 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 sinceri. nu e chiar atât de complicat, da. Nici să faci fine dining. Poate că ți iese din când în când și fine-ul ăla. Da, la asta mă refer și când spun bucătărie corectă. Asta spun, de asta o spun tot timpul. Băi, nu vreau decât să gătesc corect. Adică să simți că ai mâncat corect. Tu ești în același oraș cu Ciprian Ugarca, al câștigător Masterchef. Vă întâlniți, vă înțelegeți? Nu, pentru că și la rândul lui are propria afacere. Suntem, eu cred că suntem două persoane foarte ocupate. Nu avem foarte multă tangență. Eu respect foarte mult ceea ce face și el, pentru că, în primul rând, dăm locuri de muncă la niște oameni care au nevoie. Nu? Și eu, la rândul meu, am avut nevoie și au fost niște oameni acolo care m-au sprijinit și m-au ajutat. Și pentru mine, să dai un loc de muncă pentru persoane care au nevoie, e un lucru mare. Și atunci... Dar sunt bucuros că, uite, Craiova, avem... 2 bucătari, 2 masterchef și încă nu aveam un restaurant sau 2 care să... Să tragă spre nivelul ăla. Să tragă, da. Să ajungem și noi la nivelul Clujului, pentru că mie îmi place foarte mult Clujul, s-a dezvoltat foarte mult gastronomic Clujul. Să spun drept, mie, din perspectiva asta, îmi spune mult mai multe Clujul decât București, dar acum poate că sună părtinitor. De asta am spus și Cluj și n-am zis București. Locuind foarte mult timp acolo și am interes în continuare în Cluj, merg în fiecare lună în Cluj, uneori și de 2 ori pe lună sau de 3 ori pe lună, tocmai pentru că îmi place cum se dezvoltă gastronomic, știi? Adică trage, e ca un fel de căruță care trage țara după ea. Acum, așa văd eu lucrurile. Poate că nu stau așa, poate că sunt doar în capul meu în felul ăsta, poate că sunt nedrept față de, sau sună nedrept să generalizez, pentru că și în București sunt foarte mulți bucătari buni și care încearcă să facă o mâncare foarte, foarte bună. Dar dintr-un motiv sau altul, Clujul acum e poartă un fel de standard, știi? Așa este. Acolo sunt foarte mulți bucătari tineri care concurează între ei la capitolul cine face mâncarea cea mai bună, știi? Și asta trage înainte lucrurile mai mult decât cum le-ar trage patronul care vrea niște rezultate financiare, știi?
Adică văd că asta e diferența majoră între Cluj și București. Aici oamenii sunt mai pe făcut bani decât în altă parte, ceea ce nu e rău. Nu e rău nici asta, da. Că dar, și asta dă locuri de muncă și ține restaurația în picioare, știi? Da. Adică faptul că aici se învârt bani ne dă și nouă pâine, știi? Dar mie îmi place mai mult, mie personal, îmi place mai mult când oamenii se preocupă de gust și de ce fel de mâncare pun în farfurie așa decât este, de profit. Da. Știi? Da, atunci când te gândești la lucrul ăsta, eu cred că te gândești la viitor, exact ce spuneam mai înainte. Eu cred că suntem o națiune de persoane care nu au răbdare. Trebuie să avem răbdare. De asta eu de asta apreciez și Spania și spaniolii în general, pentru că au răbdare. Le fac cu cap. Tot ce fac cu cap. Mai ales în bucătărie. Am trăit acolo, le-am văzut și tot timpul se gândesc la viitor. Se gândesc că o să trăiască și mâine. Așa este. Adică nu, gata. Hai să producem și hai să umplem sacul. Nu. Andrei, îți mulțumesc tare mult și îți doresc succes. Anunță-mă când deschizi restaurantul, că vreau să vin și eu. Cu mare drag. Medium Rare continuă la Europa FM. Dumneavoastră puteți urmări acest interviu în varianta sa integrală pe europafm.ro. Medium Rare cu Adi Hădean la Europa FM.